Aici am un păr chiure altuit în copulație perfecționată, da? Pe gutui chiureu. Aici am altuit în mugure dormind un nașii. Mergând mai departe, rămân ramuri de chiure. Mergem puțin mai sus, o altă copulație perfecționată în zona asta cu napoca. Asta e napoca. După aceea, pe ramura asta de chiure am mers cu nașii în Z, da? Acesta nu a plecat în... De fapt, am avut doi muguri. Acela a plecat în vegetație și a fost atacat de arsură solară. L-am tăiat, acest mugure a rămas dormind și cu siguranță va pleca în primăvară. I-am scurgit puțin scoarța, este verde. Oricum se mumifica în cazul în care nu era încă verde, dar seceta l-a oprit încă pe loc. E bine că totuși în perioada iunie, mai iunie, a putut să se dezvolte napoca. În momentul în care am altăit la sfârșitul lui iunie, pe căldurile alea, pe arșițele alea, am avut o problemă de prindere la acest nașii. O să dau benzile jos astăzi. Și urmând ca în primăvară, după ce fac tăierile din vârf de la napoca, să plece... Tai buchete aici, să plece în vegetație. Și ramura asta tot de chiure a rămas. Aici am altuit un păr. Nici ăstuia nu știu soiul. La momentul respectiv cineva mi-a spus că ar fi popești, asta ar însemna că sunt chiure. Și în zona punctului de altuire asta a avut loc acum 3 ani în despicătură pe una din ramuri. Am venit cu un mugure dormind, am atașat un, să zicem, novembra de la Gabi. Am lăsat o ramură aici cu cea inițială, presupunând că este chiure sau untoasă hardy, nu sunt sigur. Am venit am mai altuit încă o dată, da. Să vedem dacă se vede. Nu. Asta este ramura principală. Asta este ramura principală. Credeam că este aici, în zona asta. Credeam că este altuit în ochi dormind. Și ramura asta principală, din ramura asta principală a rezultat perele astea. Nu știu soiul, deci practic e baza. Dacă recunoaște cineva soiul, chiar l-aș ruga să-mi lase un mesaj cu numele soiului. Astfel știu și eu dacă acest altul este compatibil cu gutuiul. Chiar vă rog să mă ajutați în determinarea soiului. Îl iau așa să-l vadă. Am crezut că e acel novembra de la Gabi, doar că asta, partea asta, doar partea asta e novembra. Da, atât. Așa că vă rog să-mi dați, suntem în 15 august,
cunoscătorii de soiuri de astea de pere poate știu ce soi ar putea fi ăsta. Cam așa arată. Aștept mesajele. Aici avem un păr altuit pe gutui, bineînțeles. E același soi pe care nu-l cunosc din prezentarea de mai devreme. L-am altuit în gutui, după care am plecat pe una din șarpante aici, în zona asta. Am altuit în semicopulație perfecționată MFG-ul de la Florin. Ăsta sigur este Novembra. Și așa arată. Da, diferă foarte mult față de ce era mai devreme. Dar, ca să fiu sigur, tot așa vă întreb pe voi și vă rog să-mi lăsați un mesaj dacă știți despre ce este vorba. Adică ce soi ar putea fi ăsta. Mi-e tare frică ca cel de la bază să nu fie Williams. Mi-e frică rău. Eu am scris aici soiul că e de la un prieten de la Mugur. Nici el nu știa soiul respectiv, dar aș vrea să nu fie Williams pentru că nu este compatibil deloc cu gutui. În 7 ani o să pici din punctul de altuire. Cam așa arată. Pe ansamblu sunt toți sănătoși, n-am avut probleme cu ei. Am văzut doar acum o frunză. Așa arată frunza. Se crapă, văd. S-ar zice în prima fază că ar fi un început de foc bacterian. Doar că focul bacterian pleacă din vârful ostagilor și se floștesc. Deci, cum ar fi ăsta, se floștește în moaie și se lasă așa și se negresc. Nu este foc bacterian, s-ar putea să fie un mini arsură, un inconfort termic. Așa arată per total.